Bună ziua și vă salut la emisiunea Euroatlantica. Sunt moderatorul emisiunii Ion Tăbârțe, iar emisiunea este realizată împreună de către Vocea Basarabiei și Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova. În această săptămână s-au împlinit 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice și cu această ocazie ne-am propus să avem o emisiune dedicată istoriei acestei organizații. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Anatol Petrenko, profesor universitar, doctor habilitat, președintele Asociației Istoricilor sau Asociației Istorice din Republica Moldova, Alexandru Moșanu. Dacă nu mă greșesc, aceasta este denumirea. Așa este, așa, corect. Bună ziua, domnul Petrenko. Bună ziua. Domnul Petrenko, vreau să încep discuția cu dumneavoastră și să vă întreb ce înseamnă NATO. Ce înțelegeți dumneavoastră prin NATO, pentru că în societatea moldovenească este foarte multă confuzie, dar vreau să aduc aminte un episod la lecțiile dumneavoastră. Dumneavoastră cu siguranță nu cred să-l țineți minte, era anul 1997, istoria contemporană, și atunci se discuta foarte mult despre NATO, în primăvara anului 1997, și se discuta în contextul summitului de la Madrid, când pentru prima dată s-a decis ca trei state din fostul bloc, lager, socialist, comunist, să fie invitate la negocierile de aderare. Și un coleg de-a meu v-a întrebat, dar ce înseamnă NATO? Mai țineți minte ce ați răspuns? În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi s-a făcut. Vreau să atrag atenția că este un subiect foarte și foarte important pentru societatea moldovenească, pentru securitatea regională unde ne aflăm noi, unde se află Republica Moldova, România, Marea Neagră. Și este foarte important să atragem atenția că foarte mulți ani la rând, în perioada sovietică, despre NATO se vorbea foarte negativ. Adică era prezentată ca o organizație agresivă, ațățătoare de război. Cine mai ține minte din telespectatori era Crocodil. În această revistă de satiră mereu erau caricaturi la adresa organizației NATO, în care era prezentată în mod ridicol și un șir întreg de alte, nu mai zic, mass media, articole de presă și așa mai departe. E, iată că istoria demonstrează că NATO este o organizație politico-militară care ocrotește statele membre, care este, și asta tot trebuie să spunem astăzi, este o organizație de apărare, nu o organizație agresivă cum a fost prezentată în perioada sovietică. Iată de ce eu cred că în situația în care ne aflăm noi astăzi, mă refer la Republica Moldova, este foarte important să conștientizăm faptul că NATO este o umbrelă pentru tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Mă refer aici la investițiile care ar trebui să vină și pot să vină. Deci investitorii străini aduc banii lor acolo unde au siguranța că nu se întâmplă nimic, că nu sunt răsturnări de situații. Adică statele membre ale NATO, ele sunt sigure pe starea de lucruri din interiorul statelor, sunt siguri că nu vor fi agresate, pentru că articolul 5 al acestui tratat, poate revenim ceva mai târziu, asta înseamnă că o agresiune față de un stat membru înseamnă agresiune față de întregul bloc militar. Și asta sigur că este foarte important. Este foarte important și iată că istoria însăși demonstrează că NATO a fost bine gândit și el și-a avut și în prezent rolul său. O parte din răspunsul dumneavoastră l-ați dat exact cum, sau aproape exact cum l-ați dat și atunci. La fel ați făcut referință la importanța istorică a contextului la care vom discuta puțin mai târziu creierii NATO, dar totodată ați vorbit și de acea securitate pe care o aduce Alianța Nord-Atlantică, și anume v-ați referit chiar la investițiile străine, la dezvoltarea economică. Și situația, exemplul României, este, cred că, cel mai elocvent pentru cetățenii de aici, sau pentru populația de aici. Pentru că conexiunea dintre succesele DNA-ului sau Departamentul Național Anticorupție din România
în a combate corupția este direct legată de aderarea României la NATO. Până trece la partea istorică, vreau să urmărim un vox. Vocea Basarabia a făcut un experiment. Ea a întrebat pe unii elevi de la două licee din capitală ce gândesc ei despre Alianța Nord-Atlantică sau, cu referință mai exact, dacă ar fi de acord sau nu ca Republica Moldova să adere la NATO. Urmărim vox-ul și după care revenim în studio. Vă rog, regia. Vocea Basarabiei a făcut un experiment. I-a întrebat pe elevii de la liceele Gheorghe Asachi și Aristotel din Chișinău ce părere au despre aderarea Republicii Moldova la NATO. Aceeași întrebare a fost pusă oamenilor întâlniți pe străzile din Chișinău. Care este părerea ta personală în legătură cu aderarea la NATO? Nu pot să spun că sunt 100% sigură pentru o poziție sau alta. Cred că necesită foarte multă informare ca să fii de acord cu un subiect sau altul. Dar cred că dacă totuși trebuie să aderăm la NATO, va trebui să avem și o pregătire necesară. Sunt pro. Republica Moldova are loc în cadrul NATO și da, anumite argumente care le-am auzit în cadrul dezbaterii academice chiar au tras spre aderarea la NATO. Și până la urmă, dacă poți argumenta de ce ar trebui Moldova să fie NATO? NATO este prestator de securitate și poate asigura cumva securitatea și prin lanț cele din urmă și cumva și prosperitatea atât economică cât și socială a Republicii Moldova, prestând securitatea și asigurând un mediu de dezvoltare și creștere în Republica Moldova. Cred că își susține aderarea la NATO din considerentul că niciodată nu știm cine așteaptă și unii ar putea spune că dacă aderăm, Rusia ar putea să ne atace, însă de ce să trăim cu grijă și să așteptăm ca Rusia să vină la hotare până ce vom face un pas spre siguranță și securitatea statului nostru, dacă putem acum să aderăm la NATO și să dormim liniștiți știind că suntem în pace? Nu prea am o părere. Cred că ar aduce beneficii aderarea la NATO, dar cum poate să... Nu știu. În prezent susțin totalmente aderarea Republicii Moldova la NATO din perspectiva securității, dar de asemenea este un punct important că această decizie trebuie făcută la timpul potrivit și în contextul geopolitic potrivit. Trecătorii au fost însă mult mai rezervați când au fost întrebați despre relațiile Moldovei cu Organizația Nord-Atlantică. Ce părere aveți despre aderarea Moldovei la NATO? Pozitiv. Eu cred că nu trebuie să trăim normal. Fără războaie, fără NATO, fără ruși, fără tăți. Totul e important pentru noi să aderăm la NATO? Suntem în pericol? Pentru noi? Important să trăim și copiii noștri să înflorească. Bună, părere bună, cămană Europa. NATO? Da. Noi trebuie NATO? Nu o să mă întreb. Și asta e NATO? Asta e banditism. Nu, vă rog, sorry. Crainte negativ. De ce? Cum de ce? Trebuie să fim independenți, în primul rând, dacă suntem independenți. Atât? Numai pozitiv. Mă gândesc, eu am 70 de ani, dar mă gândesc de 170 de ani împreună cu bunelul meu. Numai acolo o să ajungem. Că asta e o artă. Am revenit în studio. Domnul Petrencu, am văzut aceste opinii. Am văzut niște opinii foarte bine argumentate ale tinerilor, ceea ce este, desigur, un lucru care poate să bucure. Dar să revenim la subiectul de astăzi, și anume partea istorică a NATO. Și vreau să vă întreb, de ce a fost nevoie cu 75 de ani în urmă să fie creată Alianța Nord-Atlantică? Răspunsul la această întrebare trebuie privit în contextul acelor ani. NATO, deci tratatul de constituire a Organizației Atlanticului de Nord a fost semnat pe data de 4 aprilie 1949. Era atunci așa un context, o tensionare maximală a relațiilor internaționale și este vorba de o preistorie a semnării acestui tratat. Vreau foarte succint să spun că marile puteri care au învins Germania nazistă au luat decizia să împartă
Germania înfrântă în zone de ocupație, așa s-au numit. Deci trei mari puteri au împărțit între ele Germania și au dat și o zonă de ocupație Franței. Deci Germania înfrântă a fost împărțită în patru zone de ocupație. Capitala Berlin a Germaniei s-a numit în zona sovietică și atunci, la fel a fost împărțit. Care la fel a fost în sectoare împărțite, tot așa patru sectoare. În decembrie 1946, americanii și englezii au decis să unească cele două zone și au creat numita Bizonie. Și sectoarele de asemenea s-au unit. Mai greu, Franța în 1948 în sfârșit și francezii decid să adere la aceste, la Bizonie și să creează numita Trizonie. Asta în 48. Și astfel și în Berlin, zona, sectorul francez s-a unit și s-a creat ceea ce s-a numit mult timp Berlin Occidental. Deci o enclavă, cum ar veni occidentală, pe teritoriul unui stat socialist, cum era fosta Republică Democrată Germană și cu capitala tot socialistă, Berlin. Lucrurile au involuat în sensul în care procesele care au avut loc în zonele, deci zonele de ocupație ale occidentalilor au evoluat în sensul dezvoltării economice, în sensul în care planul Marshall deja funcționa. Și în așa condiții occidentalii au schimbat marca de ocupație care era bună pentru toate zonele, era valabilă. Au introdus marca vest-germană. În așa situație, o cantitate mare de bani care deja nu mai aveau circulație în zonele occidentale au început să se strecoare în zona sovietică. Sovieticii au luat măsuri de precauție și au închis aceste linii de demarcație, dar de acum devenise frontiere. Asta a fost un moment. Dar alt moment care a tensionat și care sigur că a impulsionat această decizie a fost cererea lui Stalin față de occidentali ca ei să accepte preluarea preluarea a contribuției de război din zonele lor. Ceea ce nu era stabilit la Potsdam. La conferința de la Potsdam a fost luată decizia cine și cât să iei. Ei, Stalin nu a vrut să iei mai mult. Harry Truman, care a fost președinte al Statelor Unite, a refuzat, pentru că era clar că pretențiile lui Stalin sunt neîntemeiate. Și atunci sovieticii au închis această zonă, această parte a Berlinului. Și astfel apare criza Berlinului din 1948-1949. Eu cred că aici, deși în literatură nu se scrie, dar eu cred încă ceva. În primăvara anului 1949, sovieticii au publicat în Pravda că pentru dânșii, pentru sovietici, nu mai există secretul bombei atomice. Ceea ce înseamnă că sovieticii deja au construit bomba atomică și asta nu putea să nu îngrijoreze în situația în care Stalin nu vrea să cedeze. Stalin dorea o expansiune în continuare în Europa, în Europa Occidentală. Și nu avem aici timp să detaliem. Eu nu un singur exemplu vreau să duc, o pildă vreau să duc. A fost așa o întâlnire între Stalin și conducătorul Iugoslaviei, Iosif Broz Tito, și au vorbit rezultatele astea înainte de a se certa între ei, și au vorbit situația din țări și așa mai departe, și zice, da, Stalin zice, da, am pierdut mult. Dar vor trece câțiva ani, el spunea vreo 20 de ani, apare o nouă generație și din nou vom începe. Adică ideea asta a lui, și asta era deschis, asta s-a vorbit deschis, ideea lui de a continua războiul până a întrona, din punctul lor de vedere, socialism sau comunism în întreaga lume era. Iată, în așa condiții, bineînțeles, Occidentul nu putea să nu riposteze, să nu iei niște măsuri de precauție. Asta cu atât mai mult că începuse deja războiul rece. Războiul rece a însemnat o confruntare între țările occidentale numite Vest și cele din Estul Europei în frunte cu Uniunea Sovietică Est, și această confruntare Est-Vest începe să se manifeste tot mai mult și mai mult. Domnul Petrin Cocuș, sau vreau puțin să revenim la cât de reală era într-adevăr această sperietoare a Uniunii Sovietice, dar facem acest lucru după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Publicitate, vă rog. Am revenit în studio. Principalul
motiv, principala cauză a creierii Alianței Nord-Atlantice era această frică de pericolul sovietic. Stalin chiar în anumite discuții, fiind întrebat că aveți o influență asupra unei jumătăți din Europa, armatele roșii sunt, sau armata roșie este la Berlin, el a replicat că armata lui Alexandru I a fost chiar până la Paris. Paris, da. Și până a fi creată de către Uniunea Sovietică bomba atomică, care cred că a fost unul din motivele esențiale de ce a fost creată Alianța Nord-Atlantică, ori războiul rece, o componentă de bază a fost și goana în armărilor, inclusiv cu arma nucleară, da. Dar sentimentul din Europa de atunci, în Europa postbelică, sentimentul era că ei se află în pericol sub o eventuală ocupație sovietică. Pentru că până a fi creată Alianța Nord-Atlantică, la 4 aprilie 1949, am avut o serie de alianțe între statele din Europa, cum ar fi tratatul de la Bruxelles din 1948. Un motiv foarte important, o cauză foarte importantă a fost răsturnarea guvernului democratic din Cehoslovacia. Da, da. Era, noi vedem că într-adevăr era un pericol real, da. Sau cel puțin sentimentul, da, era unul real a pericolului, da, sovietic comunist în acea perioadă în Europa. Domnul Ion, dați-mi voi. Ceea ce spuneți dumneavoastră de Cehoslovacia, asta era zona sovietică de acum, aici sovieții trebăluiau prin țările astea. Dar eu vreau să amintesc telespectatorilor că după război, după cel de-al doilea război mondial, Partidul Comunist Francez era unul din cele mai numeroase partide ca număr de membri. Și care punea... Partidul Comunist Italian? Și Partidul Comunist, am vrut și la asta să ajung. Deci aceste două partide, din Italia și aici în Franța, nu numai că erau puternici, aveau și autoritate. Este adevărat că comuniștii francezi, după mai multe erori care le-au făcut ei, iată că au contribuit mult la eliberarea Franței, la contribuția asupra victoriei. Dar vreau asta să leagă și de noi. Știți de ce? Pentru că Uniunea Sovietică a adunat greu inclusiv în 1946 din acele fonduri de stat care au fost prestate de oamenii noștri, acest greu a fost trimis în ajutorul Partidului Comunist Francez, ca și cum francezii mureau de foame. Și aceasta era evident. Pe urmă, aici ar trebui de amintit și de doctrina Truman. Ce s-a întâmplat în Grecia? Grecia și în Turcia. Așa s-a întâmplat că Grecia, conform procentajului din octombrie 1944, ea rămânea în sfera de interes a Occidentului. Și în Grecia erau partizani conduși de Partidul Comunist care nu vreau să lasă armele. Și aceste toate aceste partide comuniste aveau detașamente militare cu arma în mână. De Gaulle a insistat foarte tare ca comuniștii să cedeze armele. Dar aici în Grecia primejdea era foarte mare. Iată de ce Truman a cerut Congresului o sumă, atunci nu era foarte mare, 400 de milioane, sau pentru noi acum nu e mare această sumă, dar această sumă de bani a mers pentru ca să asigure securitatea în niște țări în care încă Armata Roșie n-a intrat. Iată de ce îngrijorarea, sigur că era mare, pentru că comuniștii francezi asta vreau, dictatura proletariatului, erau promotorii stalinismului, adică niciun fel de democrație, revoluție socialiste, dictatura proletariatului, naționalizarea proprietăți, așa mai departe. Deci primejdea era reală și amenințarea de asemenea din partea sovieticilor era, ei n-au demobilizat armata cum au făcut americanii după cel de-al doilea război mondial și au păstrat în continuare contingentele militare, mai mult ca atât au început să producă noi tipuri de armamente, asta de la 45 până la 49. Cursa înarmărilor ea a continuat din partea Uniunii Sovietice. Asta nu putea să nu stârnească îngrijorare. Sigur că era nevoie de o coalizare a forțelor, a țărilor, a popoarelor Occidentului ca să-și ocrotească libertatea. Și în condițiile când jumătate din Europa era ocupată de către Armata Roșie sau de că era sub ocupație sovietică, practic, centrul lumii occidentale s-a mutat spre Oceanul Atlantic, sau așa numită școală de gândire atlantismul. Statele europene au apelat la SUA, la Canada. Cu siguranță SUA avea rolul major în a asigura securitatea în Europa. Și aici diplomația britanică a avut un rol foarte, foarte mare.
Știm renumitul discurs al lui Churchill de la Fulton, când a vorbit despre cădere cortinii de fer peste jumătate din 1946, atunci a fost aceasta. Da, dar totuși, ulterior am văzut că Europa Occidentală, Alianța Nord-Atlantică, și-a schimbat o serie din abordările sale, anume pentru a crește securitatea pe continentul european. Spre exemplu, în 1952 a fost acceptate în NATO Grecia și Turcia, care aveau o relație, și mai au, de fapt, o relație istorică complicată, dar în mod special a creat o anumită confuzie, în mod special, desigur, nemulțumire, când în anul 1955 Germania de Vest, sau fostă Republică Federală Germană, acea parte occidentală sau acea trizonie despre care dumneavoastră ați vorbit la început, a aderat la Alianța Nord-Atlantică. Care au fost motivele ca Germania să fie acceptată și, doi, reacția Uniunii Sovietice prin a crea organizația Tratatului de la Varșovia, o organizație similară NATO pentru Europa de Est? Da, Germania Federală s-a constituit în octombrie 1949, scuzați, în septembrie 1949, în octombrie Republica Democrată Germană. Deci, țările occidentale, după ce a fost creat acest stat nou în condițiile războiului rece, atunci când națiunea germană s-a pomenit în două state diferite, quasi ostile sau chiar ostile, iată că occidentalii au considerat că dar nu avem aici timp să spun că erau mișcări din partea sovieticilor și din partea fostei Republici Democrate Germane, mișcări de unificare a Germaniei. Unificarea Germaniei era înțeleasă ca un fel de expansiune sovietică, socialistă, asupra Germaniei celelalte, știți? Această mișcare care a cuprins și, cum să vă spun eu, pe bune și deschis, se vorbea de necesitatea unirii celor două Germanii, de formarea unui stat pentru poporul german, dar sub drapel sovietic, știți? Sub drapel roșu. Iată, în așa condiții, când lucrurile sigur că erau destul de primejdioase, în situația în care Republica Federală nu avea dreptul să aibă forțe militare mult timp, și mult timp înainte nu le va avea, iată că în așa situație, sigur că admiterea Republicii Federale a Germaniei în NATO a fost un pas și corect, și just, și absolut explicabil. Iată ca răspuns, pe data de 14 mai 1955, sovieticii au creat ceva asemănător cu pactul, cu acest tratat nord-atlantic, se numește Pactul de la Varșovia, adică organizația Tratatului de la Varșovia, în care aproape au fost copiate aceste articole referitoare la securitate. Deci sovieticii atunci cum ce au spus sovieticii? Care au fost argumentele lor? Vedeți că Republica Federală era condusă de Konrad Adenauer, care punea la îndoială, și eu cred că pe bun, el nu recunoștea Republica Democrată. El considera că asta este o zonă sovietică de ocupație și de fapt așa și era. RDG până la Willy Brandt nu a fost născut. Pe unul știți frontiera cu Polonia. Exact același. El, știți, frontiera a fost mutată, polonezii au cedat voievodatele de est, dar rușii n-au mai cedat înapoi, nu le-au mai returnat. Și atunci, din contul Germaniei, s-au dat niște teritorii ca compensație pentru pierderile teritoriale. Ei, iată, Konrad Adenauer nu recunoștea această frontieră, nu recunoștea nici cu frontiera cu Cehoslovacia. În așa condiții, sovieticii au zis că noi nu știm dacă nu se poate repeta istoria și dacă germanii nu pot ei să, în calitatea lor de membri NATO, dacă nu pot ei să provoace iară ceva la frontieră, și atunci fiecare țară luată așa aparte, Republica Democrată una, dar și celelalte, nu se pot apăra ele cu de la sine putere. Și atunci a fost luată această decizie și la Varșovia a fost semnat tratatul care așa se numește, Tratatul de la Varșovia. În care acolo, dacă nu greșesc, punctul 4 spune, este copiat exact ca punctul 5 din Tratatul Nord-Atlantic, care spune în situația în care una din țări este atacată, celelalte state vor sări în ajutorul țării agresate, inclusiv cu forțele militare care le au, care le posedă. Asta însemna nimic altceva decât un angajament a țărilor sociale, foste socialiste și a Uniunii Sovietice, să dea în situația în care se întâmplă ce
ceva din partea NATO, să dea riposta cuvenită. Dar încă o dată ce trebuie să spunem, și încă o dată subliniem că Organizația Nord-Atlantică a fost constituită pentru a apăra și i-a asigurat pacea. Iată, de atunci, din 49 până în prezent, statele care sunt sub umbrela NATO, ele sunt state sigure pe sine, sunt state în care economia prosperă, drepturile omului prosperă, corupția este minimalizată la cât de puțin se poate și un șir întreg de valori, ale valorii europene, putem să spunem, sau euroatlantice, ele, aceste valori sunt apărate, ocrotite. Aici avem diferență. Spre exemplu, statele din NATO nu au avut intervenții de genul care a fost în cea organizație Tratatul de Varșovia în 1968 în Cehoslovacia. Exact. Cehoslovacia, când și-a dorit o anumită liberalizare a conducerii de atunci, a intervenit Uniunea Sovietică sau toate statele, dar însă noi înțelegeam că Uniunea Sovietică și au... Cu excepția României. Că... Excepția României și aici este o altă filă istorică. După aceasta România a devenit un stat acceptat în Occident, au început acele relații care la început erau foarte promițătoare, dacă ne vorbim la primul deceniu de mandat al Ceaușescu, care ulterior știm foarte bine că s-a transformat într-un dezastru. Dar au fost anumite animozități și în rândurile Alianței Nord-Atlantice. Și aici, desigur, mă refer la acel episod din timpul Franței lui de Gaulle, când s-a retras din comandamentul militar al Alianței Nord-Atlantice. Da, într-adevăr, este singurul caz. Alte cazuri nu au mai fost. Ulterior, Franța a revenit. Știți despre ce este vorba? Este vorba de un comandament unit al Marii Britanii, Franței și comandament unit militaro-maritim în Marea Mediterană. Și ce l-a deranjat pe de Gaulle cel mai mult? Că de foarte multe ori, atunci când era vorba de manevre, când era vorba de anumite operațiuni, de conlucrare, francezii sau nu erau înștiințați, sau erau la urmă, le se spune. Adică englezii cu americanii rezolvau mai repede aceste probleme, francezii. Și asta a fost odată. Pe urmă, de Gaulle i-a preîntâmpinat pe americani și pe englezi, că dacă se mai întâmplă așa ceva, atunci sigur că nu este bine. Și într-adevăr, s-a mai întâmplat lucrul ăsta și atunci a dat ordin, de Gaulle, a dat ordin ca să retragă partea franceză din acest comandament unding din Marea Mediterană. Deci asta a fost începutul. Pe urmă, aceste disensiuni ele au mai fost. În Franța, în general, are anumite... Nu sunt contradicții foarte mari, dar anumite diferite sunt opinii în ceea ce privește rolul Franței. Măreția Franței. De Gaulle era pentru Măreția Franței. El considera că... El de multe ori spunea, o, dacă aș fi eu președintele Statelor Unite. Deci Franța a... experimentat bomba atomică în Sahara în 1962. Franța devine, și Franța avea și avioane Mirage care puteau duce la țintă aceste bombe atomice, adică într-un sens Franța devenise putere nucleară și căpătase și un pic de independență. Asta toate pe de o parte. Pe de altă parte, în Franța erau baze militare americane. Americanii se comportau în Franța nu tocmai foarte corect. Și iată că a fost luată decizia, ca de Gaulle personal, a luat decizia ca Franța să iasă din Alianța Nord-Atlantică. Sigur că asta a fost un șoc atunci, a fost un șoc, iar de Gaulle și goliștii care erau considerat că asta este o revoluție, este un gest care permite Franței să fie mare putere, permite ea să nu depindă de Statele Unite și de coaliția de state. Și asta a fost un gest, un gest în sensul în care Franța s-a dorit să fie independentă sau mai puțin independentă. Pe urmă a revenit, de acum pe timpul altor președinți ai Franței, a revenit. Aici, domnule, dacă îmi dați voie să revenim la situația de astăzi, vedeți că Franța joacă un rol important în ziua de astăzi. De ce? Aici am vrut să ajung, pentru că noi trebuie să luăm în calcul că totuși în anii 60, trecuse 20 de ani de la război. Da. Da, erau încă vii amintirile ce a însemnat războiul 2 mondial, dar totuși, după două decenii, anumite răni au mai trecut. În plus, Germania încă nu exista ca și
influență politică, influență geopolitică. Așa cum, cumva, Germania este un stat puternic cu valenții economice. Economice, da. Germania abia acum, în contextul evenimentelor din regiune, în contextul războiului din Ucraina, începe să devină un actor geopolitic în sensul adevărat a cuvântului. Și atunci, într-adevăr, era pe undeva axa Washington-Londra și, cum ați menționat dumneavoastră, Franța era neglijată. Ei, din anii 90 apare o altă axă, Berlin-Paris, cu tot ce înseamnă proiectul politic, nu numai economic, Uniunea Europeană și, desigur, Franța. Și dacă ne uităm acum, cum ați menționat dumneavoastră, cred că dintre actorii cei mai activi este Franța. Nu în zadar Macron vrea să reformeze Uniunea Europeană, nu în zadar Macron vorbește despre o anumită intervenție a unor militari francez sau a statelor NATO în Ucraina pentru a apăra în fața agresiunii rusești. Da, domnule Ion, sigur că Franța joacă un rol tot mai important în zilele noastre. Aveți dreptate când spuneți de potențialul economic al Germaniei. Că Germania, mai ales pe timpul doamnei Merkel, știți cum, cu prietenii, cu Putin, cu nu știu gaz, ce... Gaze naturale ieftine. Gaze naturale ieftine, știți? Și asta de fapt eu aburit pe germani cu aceste oferte. În situația în care americanii au preîntâmpinat pe germani o singură dată și Trump a fost acel care, fostul președinte care i-a preîntâmpinat că dependența devine tot mai mare față de situația din Rusia și s-a constatat că acest curent de gândire a avut dreptate. Acum, în ceea ce privește Franța, Franța este singurul stat din Uniunea Europeană care posedă arma nucleară. Armata franceză este bine înzestrată și francezii aici întotdeauna au fost foarte competitivi în ceea ce privește armamentul și pregătirea militară. Și la baza cu NATO, da. Mihail Cogălnician în România, cei mai mulți sunt ostași francezi. Da, da, da. Și ceea ce spuneți cu Germania, într-adevăr, am pe timpul lui Scholz, ei își restabilesc sau reactivează industria militară care a fost dată așa în amorțire. Au niște reni istorice și... Da, au fost, dar acum sunt alte realități. Eu cred că Germania trebuie să revină la locul ei care îl are și care trebuie să... A fost tot timpul până în 1945 în istorie. Exact, în istorie. Acum, sigur că ceea ce este important pentru noi este această activitate a lui Macron, a francezilor în ansamblu, Franța joacă un rol important în flangul de sud al blocului NATO și francezii sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Pe noi asta ne interesează. Noi cum ne asigurăm securitatea? Noi, Republica Moldova. Aici, sigur că chiar amu când vorbim noi sunt niște, se realizează niște manevre militare la Bulboaca cu participarea militarului francez și american și ai noștri cât să avem noi acolo militari, ceea ce este un semn bun. Este un semn bun pentru că, ca să fim serioși, noi nu avem forță, noi, Republica Moldova, forțe militare suficiente ca să ne apărăm securitatea și independența fața agresorului rus. Doamne ferești, dacă ajunge aici la noi, prin Odessa, că tot se străduie, vedeți, rușii să ajungă aici la Tiraspol și la Tiraspol mai departe la Prut. Iată, în așa situație, nu, dumneavoastră a spus de Macron. Macron a declarat că nu este exclus momentul când trupele terestre sau aeriene ale blocului NATO să intervină în ajutorul Ucrainei. Chiar a spus că el este gata să trimită un contingent militar la Odessa sau în regiunea Odesei. Toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi, Republica Moldova, pentru că nu știu dacă mai apucăm să vorbim. La noi observăm, conducerea este oarecum foarte reținută, foarte așa, nu dorește să discute în public. Ceea ce face dumneavoastră, face foarte bine. Și întotdeauna am să vă laud. Pentru că noi trebuie să explicăm situația corectă din lume. La noi, marea majoritate a oamenilor au rămas cu ceea ce li s-a spus în timpul sovieticilor și acest gol, el nu s-a mai împlut. Bine mă bucur acești tineri care au vorbit foarte corect și foarte, foarte, foarte bine au vorbit despre această stare de lucru din Republica Moldova. Noi dacă vom avea umbrela NATO, asta nu înseamnă că oamenii noștri vor muri undeva, cum de multe ori se spune, știți? Că o să meargă în Afganistan sau nu știu unde. Nu este adevărat. Eu cred așa că Republica Moldova
Bine, dar Luxemburgul ce armată are? Sau alte state mai mici sau comparabile cu... Sau Albania, care statele este... Baltice. Dacă sau țările Baltice, Estonia, dacă, da. Dacă ar fi fost membri ale NATO, cred, multe că erau, cred că ținte mai facile pentru Federația Rusă. Absolut corect. Chiar mai facile decât Republica Moldova. Absolut corect. Că Estonia e practic din o bună parte înconjurată de către Federația Rusă, teritorial. Și rușii au planuri concrete ca să se năvălească și ei și Polonia vor să cucerească. Adică și ei nu ascund lucrul ăsta. Sunt niște amenințări directe la adresa acestor popoare și noroc din NATO că protejează aceste popoare. Domnul Petrenko, totuși mai revenim puțin în istorie, desigur revenim și la actualitate. Însă un moment controversat în istoria Alianței Nord-Atlantice și aici cu acest episod jonglează foarte mult Federația Rusă, propaganda rusă, inclusiv și aici la noi în Republica Moldova, așa trecând puțin peste sfârșitul războiului rece, dezmembrarea organizației tratatului de la Varșovia. Atunci au apărut anumite întrebări. Ce facem cu NATO? Care este utilitatea acestei organizații? Și la începutul 90 aveam niște războaie sângeroase în fosta Iugoslavie, în mod special războiul din Bosnia și Herțegovina. Acel măcel a fost oprit inclusiv cu ajutorul NATO, pentru că ONU, trupele albastre la ONU au cerut ajutor de la Alianța Nord-Atlantică pentru a interveni. NATO a intervenit. S-a pus capăt prin măcelului de acolo, prin armistițiul la Dayton, pacea de la Paris. Însă cel mai controversat eveniment este cel din primăvara anului 1999 și anume bombardarea Iugoslaviei. Ce a însemnat acest episod? De ce există atâtea controverse? Probabil este cel mai controversat eveniment din istoria NATO dacă ne uităm la cum interpretează acele realități istorice și propaganda rusă. Pentru că când ne întrebi cineva ce a făcut NATO, a bombardat Iugoslavia. Da, da. Domnule, uitați-vă, vreau să amintesc telespectatorilor că Iugoslavia comunistă, atunci pe timpul lui Tito, era compusă din 6 republici unionale și 2 regiuni autonome. Adică în Serbia era Voievodina și Kosovo. Important lucrul ăsta, pentru că știți, în ceea ce ne privește pe noi, desori se face comparația cu regiunile de est ale Republicii Moldova. Că de ce Transnistria nu este recunoscută, dar Kosovo a fost recunoscută după evenimentele care spuneți dumneavoastră. Kosovo prin 2010 sau 2011... parțial este recunoscută la nivel internațional. Nu de către toate statele, dar parțial este recunoscută. Acum, odată declanșat acest proces de dezintegrare a Iugoslaviei, știți ce s-a întâmplat? Serbii ca și rușii în fosta URSS erau în toate republicile, erau puși pe poziții mai bune ca băștinașii. Dominante, da. Acum, în ceea ce privește Kosovo, acolo trăiesc albanești. Albanești care profesează religia musulmană. Albanezii din Kosovo materialicește, trăiau mai bine și mai liber decât albanezii din Albania propriu-zisă. Aceste procese de renaștere națională și pentru dânșii, sigur că afectat pe sârbi, care se considerau în general pentru dânsii Kosovo-Polia este bătălie, câmpia mierlei. Da, Kosovo-Polia pentru dânsii este ca un fel de adeverință de naștere a națiunii sârbi. Și aceste procese care au avut loc atunci în Kosovo de rezistență și de ostilități între sârbii care erau în Kosovo și kosovari, iată că intervine Milosevic cu armata și a provocat vărsări de sânge foarte, foarte dureroase și lucrurile astea sunt știute când au intrat sârbii, deci ostașii sârbi au intrat în casele albanezilor din Kosovo și au distrus familii întregi. A fost un proces de genocid, o politică de genocid. Iată când au intervenit NATO, atunci când au fost epuizate toate celelalte posibilități de a-l opri pe Milosevic, ultranaționalist, și el reprezenta această națiune dominantă în Serbia. El a fost tras la răspundere și a fost la Haga și acolo și a murit. Deci NATO și în acest caz a jucat un rol pozitiv, eu cred, și
Încă ceva foarte important. Când se face o comparație asta între Transnistria și Kosovo, vreau încă o dată să revin la acea situație când Kosovo, în condițiile Iugoslaviei comuniste, ea avea autonomie. Ea era o regiune autonomă, avea conducerea ei, aveau tradițiilor și mai departe. Dar spuneți-mi, vă rog, de aici în Transnistria, nu am avut noi așa ceva? Transnistria, adică autoproclamată Republica Nistreană, este rezultatul războiului agresiv al Federației Rusă din 1992, cu cât au apucat ei să iei. Că noi când spunem Transnistria greșim, pentru că este Tighina care e dincolo, Transnistria înseamnă dincolo din Istru. Da, Tighina, și ei nu sunt de acord. În limba rusă este Pridnistrove, cum ar fi așa un fel de Nistrenia. Sau... Da, adică în partea și ei, Cântuț, aproape din Istru. Dar cum rămâne cu Tighina, cu satele Gâsca acolo, mai este Chițcan și așa mai departe. Adică această comparație, și aici amintesc cuvintele dumneavoastră când spuneți că rușă, iată spun de ce a intrat NATO acolo și de ce a fost recunoscută Kosovo, într-adevăr, nu de toate statele, inclusiv România n-a recunoscut Kosovo, tocmai din frica asta ca să nu dăie precedent pentru transnistrieni ca să recunoască și independența. Și Transnistria și este comunitatea maghiară. Da, exact. Mai sunt cazuri de astea. Cu referință la statele din fostă Iugoslavie, trebuie de spus că din cele 6 foste republici, deja 4 sunt membri ale NATO. Exact. Slovenia, Croația, Macedonia din Nord și Muntenegru deja sunt părți ale Alianței Nord-Atlantice. Da. Ba mai mult, chiar aceiași albanii, care în perioada comunistă avea așa cumva o poziție mai aparte. Să revenim la zilele noastre. Scuzați, ceea ce este foarte important, ceea ce spuneți, și este foarte important pentru contextul general care vorbim. Asta știți de ce? Pentru că în NATO să intre mai ușor, militarii în general sunt capabili mult mai repede să se adapteze la niște standarde care le se impun. Este disciplina asta militară, este ordinul care îți dă și trebuie îndeplinit. Mult mai greu că din acest... Albania tot nu este membra Uniunii Europene. Ca și alte state. De ce? Pentru că condițiile de admitere în Uniunea Europeană sunt mult mai dificile decât a intra în NATO. Dar odată intrat în NATO ai această siguranță că mergi pe calea cea bună, că aceste reforme care se întâmplă... De ce așa de greu merg reforme? Pentru că există oameni care încearcă să opună. Iată, asigurarea aceasta a securității interne și externe, ea ajută la progres, la progres social. Din acest punct de vedere, cumva la noi, în Republica Moldova, subiectul NATO este neglijat chiar de clasa politică. Este neglijat de clasa politică pro-europeană. Pentru că în momentul dat să facem așa un fel de clasificare, divizare generală a clasei politice, cu referință la subiectul Alianței Nord-Atlantice, avem cei de stânga, care au acea abordare tradițională că nouă nu ne trebuie NATO, NATO înseamnă război, NATO agresiv și așa mai departe. Noi avem neutralitatea și neutralitatea neapără. Avem a doua poziție, care în momentul dat este poziția actualului partid de guvernare, care spune sau merge pe idee că suntem un stat neutru, avem această prevedere în Constituție și într-adevăr așa și este. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie și nu putem să ne modernizăm armata noastră națională, capacitățile de apărare, guvernarea este pentru o relație mai strânsă cu NATO, dar oricum cumva o faci foarte atent abordând acest subiect. Și avem, cred că, o treia parte a clasei politice, cei drept minoritare, mai degrabă partidele extraparlamentare, anumiți activiști civici care spun că dacă noi, într-adevăr, vrem să fim securizați, avem nevoie de o umbrelă de securitate și, în mod evident, această umbrelă de securitate este Alianța Nord-Atlantică. Cum credeți, actuala abordare, actualii guvernări, este una corectă față de NATO sau s-ar putea mai mult, sau poate este timpul să vorbim deschis despre o anumită... Da, domnul Ion, mulțumesc pentru această întrebare. Eu știu că Asociația Istoricilor, da, pe care o conduceți, este foarte activă în a promova relația, da, cu Alianța Nord-Atlantică. Mulțumesc pentru această întrebare. Știți de ce vă mulțumesc? Pentru că este foarte actuală. Atunci când fac trimitere la acest articol din Constituție că Republica Moldova este stat neutru, știți, asta este un argument de râs. De ce? Pentru că nu toți
proclami neutru și toată lumea trebuie să te recunoască. Nu, atunci când marele puteri recunosc neutralitatea unei țări, a Elveției, de exemplu. Asta e unul. Noi putem și imperiu să ne proclamăm, știți? Dar asta nu ne ajută la nimic. Acum, în ce este armata rusă? Da, nu este armată, dar este un contingent limitat de militari ruși, ofițeri ruși, care sunt la Tiraspol, sunt la această linie de demarcație care se numesc pacificatori. Stau aici, pe teritoriul Republicii Moldova, fără ca să aibă mandat din partea guvernului. Apoi, spuneți-vă, vă rog, ce fel de neutralitate poate să existe aici, în Republica Moldova, când avem trupe militare a unui stat străin care stau aici cu de la sine putere. Pe urmă, când este, ca istorici noi vorbim, această neutralitate ne-a fost introdusă tot de Kremlin, atunci în 1994, când a fost aprobată Constituția, s-a spus acolo cu emisarii lor de la Kremlin, a rușilor, care au spus... Elveția din Europa de Est, din așa ceva. Da. Așa. Bun, asta. Acum, așa ne spuneau nouă agrarieni atunci. Acum, Elveția Europei de Est. Acum, în ce se privește guvernarea, eu nu vreau să-l pun în situație proastă pe domnul Recean, prim-ministru, dar eu am citit un interviu care a fost publicat într-o culegere de studii în România și acolo el pledează pentru admiterea Republicii Moldova în NATO. Deci, într-o discuție cu un ziarist, el recunoaște că ar fi bine să fim în NATO. Dar în ceea ce privește oficial... Precizare că poate este poziția lui personală. Personală, s-ar putea, dar este semnat ca prim-ministru acolo, interviu cu prim-ministru. Semnat ca prim-ministru. Și, bun, să admitem că este poziția lui personală, aici vă dau dreptate, dar în general eu cred că în condițiile noastre, când iată cad așchi de drone sau rachete rusești pe teritoriul Republicii Moldova, nu singură dată a fost văzut acest lucru, întâmplat acest lucru. În situația noastră, cum să asigure admiterea în Uniunea Europeană fără ca să vorbești cel puțin despre admiterea în această organizație militaro-politică care te apără, în această umbrelă care asigură prosperitatea și dezvoltarea economică a țării? Cum e posibil? Noi am făcut un demers, într-adevăr, noi am avut adunare la dumneavoastră în centru de informare NATO, primul am organizat o masă rotundă și am cerut ca această masă rotundă să fie... Pe scurt, mi-a rămas o minută, nu mai mult. Da, am... Așa de repede a trecut. Așa de repede a trecut. Bun, o masă rotundă la care am argumentat cele mai luminoase minți de aici, din Republica Moldova, am argumentat necesitatea promovării politicii de aderare la NATO. Este un subiect care trebuie discutat, este un subiect care trebuie popularizat în Republica Moldova și este un subiect care trebuie să pornim de la faptul în a ne informa societatea. Societatea deja ulterior singură va decide, dar va decide fiind informată, dar nu manipulată. Domnul Petrencu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție foarte interesantă. Vă mai așteptăm și la alte emisiuni. Atât a fost pe astăzi. Vă dăm invitație săptămâna viitoare la o nouă emisiune Euroatlantică.